Bună seara, sunt Florida, iar alături de mine este Marius de la Artizanat. Bună, Marius! Bună! Ce părere ai despre meciul din această seară? Un meci greu, am obosit. Trebuia să câștigăm, ne-a încetat iarăși pe teren. Nu vă așteptați la acest scor? Sincer, nu ne așteptam, pentru că am jucat cu o echipă, pot să spun, la fel de bună ca noi, care trebuia să-i batem. N-am vrut să jucăm în pas. Am băieți în echipă care nu vor să joace în pas, sunt individualiști. Nu. Am avut și probleme cu încălțăminte, am avut un băiat care n-a avut încălțăminte bună și am pierdut. Credeți că ați avut ceva în minus față de ei în această seară? Nu pot să zic că am avut ceva în minus. Pot să zic că am fost o echipă echilibrată, că a avut și scorul. 5-4, parcă s-a terminat. Să înțeleg că vă așteptați la un scor mult mai bun în seara aceasta? Sincer, da. Am venit montat să câștigăm, dar, nu știu, terenul ne-a pus puține probleme. Noi... Prima repriză cum a fost? Prima repriză a fost mai bună. Nu știu, poate a doua repriză am obosit și de-aia am și luat bătaie. Unde vă vedeți în cadrul campionatului? Deocamdată pe ultimul loc. Sper până la final să mai urcă și noi măcar două locuri. Am înțeles. Vă mulțumim pentru interviu și mult succes în continuare. Mulțumesc și eu și... O seară bună! La revedere! Vă invităm pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorului principal, Cipita Stars. O seară frumoasă!